Primele sărbători de Paște din ultimii 2 ani, fără restricții impuse de pandemie, ne-au adus scumpiri la toate alimentele. Puterea de cumpărare a scăzut în condițiile în care inflația a atins 2 cifre pentru prima dată în ultimii 18 ani. Plin până la refuz, așa era în anii trecuți coșul de cumpărături ale românilor pentru Paște. Anul acesta mulți au fost nevoiți să strângă cureaua. Cumpirile din ultimele luni s-au resimțit și la masa de sărbători. N-am nici să mănânc, da, păi să mai dau. Din cauza scumpirilor s-a adus risipa. Exact. Exact, totul s-a scumpit și nu e în regulă. Adică vă mai permiteți să faceți risipă alimentară? Niciodată. Și nici n-am făcut, nici pe timpurile ale bune, cum s-ar zice, când era mai ieftină. Dar acum cum este? Grea. Grea. Pentru noi pensionari foarte grea, să știi. Simțiți scumpirile? Simțiți? Cum să nu? Cum să nu? Nici nu se pune problema. Cum a fost masa de Paște? Ați ales mai puțin? Am ales mai puțin, dar ce se întâmplă? Au contribuit mai mult copiii. Prețurile la ouă, carne de miel, cozonaci, pască aproape s-au dublat față de anii trecuți. Astfel, dacă românii erau fruntași în topul țărilor care aruncau mâncarea la gunoi, astăzi aceștia nu își mai permit să risipească. Nu mai cumpără lumea așa de mult și nu mai strică. Asta-i. Primul Paște liber de pandemie din ultimii 2 ani este marcat de o putere de cumpărare erodată de inflația care a atins 2 cifre pentru prima dată în ultimii 18 ani. Prețul ouălor aproape s-a dublat, la cozonac este cu cel puțin 30% mai scump, pasca la fel, dacă nu chiar mai mult. În condițiile acestea, prețurile au condus la o masă de Paște cu cel puțin 50% mai scumpă decât anul trecut.